Bine ați venit la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional Primăvara Poeziei. Hello and welcome to the 22nd edition of our festival Spring of Poetry. Isten hozott mindnyájunkat a költészet tavaszal Festival 22. alkalmával. Ne bucurăm că putem să organizăm acest festival. We're glad that we can organize this festival. Örvendünk, hogy megszervezhetjük ezt a fesztivált. Și am reușit acest lucru și datorită bunei colaborări cu domnul Balázs F. Attila și domnul Halmosi Sándor. We managed to do this also because of great collaboration with Mr. Balázs F. Attila and Halmosi Sándor. Îi invit alături de mine să ne spună câteva cuvinte. I invite them here so they can tell us a few words. Balázs Attilát és Halmosi Sándort kérem, hogy köszöntsék az egybegyűlteket, akiknek nagy érdemük van a szervezésben. Bună ziua! N-am pregătit de o formare. Eu sunt foarte bucuros că sunt aici. Începând din anul 2008 și am devenit, cred că, o comunitate. Comunitate în foarte multe drepturi de vedere, nu numai poetică. I'm very happy to be here and I've been here since 2008 and I believe that we became a community, a cultural community. 2008 óta veszek részt a szervezésben és jelen vagyok a programban. Örvendek, hogy itt lehetek, és úgy gondolom, hogy egy igazi közösség alakult már ki azóta itt közöttünk. Și fiecare lucru care ne unează, ne unează. And everything that unites us, unites us. És minden, ami összeköt, az összeköt minket. Sunt fericit și mândru. I'm very happy and proud. Că am reușit să facem un festival foarte important aici în Transilvania. We managed to realize this very important festival here in Transilvania. Örülök és büszke vagyok rá, hogy egy valós fesztivált alakítottunk itt Erdélyben. Un festival cu care nu se mândrește Aradul, Oradea, Brașovul și multe alte orașe și județe din țară. A festival that cannot be said to be in Arad, Brașov, Oradea and many other big cities and counties in the country. Olyan fesztivál, elbocsánat, melyen nem büszkélhet se Arad, se Brașov, se Nagyvárad és egyéb más nagyvárosok és megyeközpontok Romániában. Cred că și județul Salaș și orașul Zalău poate întâlni cu acest festival. Mulțumesc pentru directorul Centrului de Cultură, orașului și județului. I think Zalău and Salaș can be proud that we have this festival here. And I want to thank the cultural center and the manager, Daniel Soka, and the county council and everybody. Zivak és Szilágy megye büszke lehet erre a fesztiválra, és ezúton mondunk köszönetet az igazgató úrnak, Szóka Danielnek és a megyei tanácsnak, akik segítették a munkánkat. Și eu aș mulțumi pentru domnul Szóka și pentru toți care au participat și au organizat festivalul. Thank you, Daniel Szóka, and everybody who participated in organizing this festival. Megköszönjük mi is még egyszer az igazgató úrnak, és akik segítettek fesztivál kialakításában. Mulțumesc că e abia începutul festivalului până vineri. Sper să fie regulă toate. Thank you. It's only the beginning of the festival and I hope until Friday everything will be all right. Köszönöm szépen a meleg szavakat és reméljük, hogy még csak az elején vagyunk, kibírjuk egész péntekig, minden rendben lesz.
Bun, este alături de noi și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Sălaș, domnul Cristian Bârsan, pe care ne invit să ne spună sau să ne transmită un foarte scurt mesaj. We have here Mr. Cristian Bârsan, the Vice President of the County Council, and I invite him here to say a few words. Cristian Bârsan, mediei tona cioare, mă cât că sunt cea. Bună ziua tuturor! Nici eu nu eram pregătit să iau cuvântul pentru că am ținut să particip la acest eveniment în primul rând în calitate de iubitor al poeziei și mai puțin într-o calitate oficială. Mă bucur să vă pot saluta, vă urez bun venit tuturor în județul nostru, în orașul nostru și în calitate de iubitor al poeziei am vrut să văd acest nou popas al muzei Caliope pe tărâmurile noastre, împreună cu voi, cei care o slujiți. Vă respect pentru acest lucru, vă îmbrățim. Hello everybody, I'm not here in an official position, but I'm here as a lover of poetry, and I'm very glad to be here, and I want to transmit everybody welcome, and... Acum, finalul va fi foarte scurt. Vă felicit pentru acest lucru, vă respect pentru munca pe care o faceți și vă urez succes la durata acestui festival, dumneavoastră și organizatorilor pe care de asemenea îi felicit pentru munca de dusă. Mulțumesc! I respect you for your full work and I wish you success and I also wish success to the organizers of this festival. Isten hozott mindenünket ezzel az üdvözlettel szólított meg minket a megyei tanácselnöke, aki kiemelt, hogy nem hivatalos minőségben akarik részt venni, hanem a költészet kedvelőjeként, és gratulál a szervezőknek, kíván jó időtőt és mindjárt. Ne bucurăm de la festivalul nostru, pentru prima dată din Italia participă domnul Stefano Donno. We're glad that for the first time of our festival, Mr. Stefano Donno from Italy is participating. Első ízben van köztünk Stefano Donno Olaszországból, akit üdvözlünk szeretettel. Grazie per parole in italiano. Grazie di cuore per tutto, veramente una grande manifestazione. Mulțumesc tuturor din inimă, este o manifestare foarte frumoasă. Ed è bello, it's beautiful. Frumos. The big community work in poetry. Comunitatea noastră mare a poeziei. Ok, din Ungaria, dacă nu mă știu, pentru prima dată la festivalul nostru este și domnul Filip Tomas. From Hungary for the first time at our festival Mr. Filip Tomas. Filip Tomas, Magyarországról vesz részt első ízben a fesztivál programján. Very glad to be here and I'm very proud to be mă bucur că sunt aici și sunt foarte mândrită asta. I want to say big thank for the organizing this festival. Vreau să spun un mare mulțumesc organizatorilor. Thank you. Mulțumesc. Köszönöm, hogy mindenetek és köszönöm a lehetőséget, hogy a szervezésért. La fel pentru prima dată la festivalul nostru din Scoția, Gary Lewis. For the first time also, Mr. Gary Lewis from Scotland. Gary Lewis, Scoțiából van, első alkalommal a festival programján. Hello, I'd like to thank everybody who has helped organize this festival.
Vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat acest festival. And it's an honor and a pleasure to be here among so many poets and artists. E o onoare și o plăcere să fiu aici între atâția poeți și artiști. Köszönjük a szervezést és megtiszteltetés ilyen sok művész és író költő közt lenni. I've been here a very short time, but I have already felt your warm welcome, and I look forward to the rest of the festival, which I'm sure will be equally welcoming and warm. Sunt aici numai de ieri, de foarte scurt timp, dar sunt impresionată căldura voastră sufletească și mă bucur foarte mult să fiu aici până la sfârșitul festivalului. Rövid ideje érkeztem, de nagyon örülök a szívélyes fogadtatásnak, remélem, hogy egész héten kellemes hangulatunk lesz. I'm not forgetting to thank the interpreters. Köszönöm, hogy tudtam. La fel, tot pentru prima dată la festivalul nostru, din Croația, doamna Sania Baković. From Croatia, Mrs. Sania Baković, for the first time here. Sania Baković, Borvakország, hol van első alkalommal? Zila Hun. I'm very happy to be here with you and that I can share the miracle of poetry together with you. Sunt foarte fericită să fiu aici cu voi și că pot să împărtășesc cu voi miracolul poeziei. Și încă un participant pentru prima dată care vine tocmai din Cuba, Alex Pausides. From Cuba, Alex Pausides. Alex Pausides, Cuba. Gracias. Por invitarme a esta pequeña luz que se enciende hoy en Salao, en la vasta patria de las palabras. Vă mulțumesc foarte mult că am ocazia să mă aflu aici în Salao, în țara cuvintelor. Credeți că zilele lehetek a szavak hazájában. Din Austria, dar e de aici, de-al nostru, domnul Pete Oloran. Mr. Pete Oloran, from Austria, but born here. Pete Oloran, Austriából lesz részt első évben az Ibrahim Festival. Nem vagyok a szavak embere, egy dolgot szeretnék megköszönni. Köszönöm, hogy itt van lehetek. Din Cipru, la fel pentru prima dată la festivalul nostru, doamna Neshe Yashin. Mrs. Neshe Yashin from Cyprus. Ciprusul Neshe Yashin van köztünk első alkalommal. I'm very happy to be in your beautiful country. It's my first time except like 5-6 hours in Bucharest because of an airplane connection. But I just remembered that in my teenage, when I was a teenager, my favorite writer was Panait Strati, and I had read at least 7 volumes of his books translated to Turkish, and he really changed my understanding of the world. Such a great writer for me. I'm very glad to be here, and it's my first time other than a few hours in a flight connection in Bucharest. When I was a teenager, sunt foarte bucuroasă să mă aflu aici în Salău și este prima dată pentru mine aici, în afară de câteva ore petrecute într-un aeroport din București, între două legături. Când eram adolescentă, l-am citit foarte mult pe Panait Strati și a fost unul dintre scriitorii mei preferați și m-a ajutat să-mi modelez privirea asupra lumii. Nagyon örülök, hogy itt lehet Romániában, ebben a szép országban, pár órás repülőtér tartózkodás
mellett most van első ízben itt, és gyerekkori egyik kedvenc román költője Panaitis Stráti volt. Și nu în ultimul rând, pentru a doua oară la festivalul nostru, domnul Zoltán Tibor din Ungaria. For the second time at our festival, Mr. Zoltán Tibor from Hungary. Zoltán Tibor, Roma. Barátaim, az, hogy másodszerűleg itt két dolgot jelent. Egyébként nagyon jó volt a tavalyi fesztivál az előzőek, és Zilat nagyon szép más, lehet szeretni, és lehet benne bajongani. Második az, hogy talán én sem hallottam kudarcot még tavaly, igyekszem azt is valamit nyújtani majd önöknek. Köszönöm. Am două motive pentru care sunt pentru a doua oară la Zalău. Prima este că primul sau festivalul precedent a fost de un mare succes, orașul foarte fain, îmi place. La Zalău și alt motiv e probabil faptul că am reușit și eu să mă prezint la poet cu succes. I have two reasons to be here, and the first one is the first participation to the festival last year, which was a success, and the second one is that I managed to present myself here in a successful way. And the town is very beautiful. La această ocazie a festivalului nostru am editat două antologii de poezie. For this occasion we edited two anthologies of poetry. Azi din ce antologia hostunki? O antologie internațională realizată împreună cu editura Up Art. An international one made with Up Abe Art Publishing Company. Az első egy nemzetközi kollekció, az Up Art kiadóval közösen. În care sunt prezenți poeți din lume și din țară. Where there are poetry from the world and a few from Romania. Și o parte din poeții sălăjeni. And a few from Salaj. Și apoi uite mine, vannak szilágyi, romániai și külföldi. Urmează ca la edițiile viitoare să fie prezenți cu toți într-o ordine pe care vom stabili. The future edition we will establish an order for this. Következő kiadványunkban mindjárt szerepelni fognak, majd egy általunk majd meghatározandó sorrendszerint. A doua antologie este realizată sub egida Asociației Scriitorilor din Județul Salaj. The second anthology is made by the Writers Association of Salaj. Második kötetünk a Szilágy megyei Írószövetség kiadványa. O antologie tradusă de doamna Simone Gheorfi. Translated by Mrs. Simone Gheorfi. Ezt Simone Gheorfi fordította. Și prin care am încercat să îi aducem pe scritorii români mai aproape de publicul maghiar. And through this one we tried to bring the Romanian writers closer to Hungarian public. Ezzel a kötettel a román költőket próbáltuk közel hozni a magyar közönség számára. Vă mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea celor două antologii. Thank you everybody who was involved in making these two books. Két antológia szerkesztőtársait, segítőtársait, és hát megköszönöm munkájukat. Le vom distribui gratuit, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți iubitori de poezie. They are free, so they can reach a lot of poetry lovers. Igyekszünk, hogy minél több költészet kedvelőhöz eljussanak ezek a kötetek. Bun, să trecem la următorul moment al întâlnirii noastre, vernisajul unei expoziții a doamnei Odorion Ilona, o expoziție în legătură directă cu poezia și o să rog Sopo Otilos să prezinte pe scurt această expoziție. The next moment is the presentation of this exhibition of Mrs. Ilona, te rog să vii și tu să fii văzută. Da, te rog.
Következőben bemutatjuk Adrián Ilona a Hügyész Simon a kiállítását. În cadrul festivalului din acest an, dedicat poeziei, expoziția de artă plastică vă prezintă un material ce se armonizează cu tematica evenimentului, și anume un proiect cu titlul Poezia, ilustrații și portrete de poeți, semnat de artista Ilona Toia. This project of art, it harmonizes with the poetry because it exposes portrait of poets. And small graphics for poems, literature, illustration. Tehát az idei kiállításunk a költészet tavasza a profiljához nagyon jól illeszkedik, mert vers illusztrációkat és költőportrékat vonultak fel. Danna Adorjani este prezentă pe scena artistic plastică locală și regională, chiar și internațională, din 1987, cu expoziții personale și expoziții de grup. Mrs. Adorjani is present at the art scene since 1987 with personal and group exhibitions. Ea lucrează în diverse tehnici, cum sunt grafica, pictura și plastica mică. She works in diverse techniques like the graphic, the painting and ceramics. Ilona több irányban is érdeklődik és több technikában is dolgozik, festészet, grafika és plastika terén számos alkotása van. Este membru mai multe asociații de profil artistic, lucrările sale au fost publicate în diverse cataloge și volume de poezie. She's a member of many artistic associations. Her work was published in many catalogs and poetry. Adorjan Ilonának a munkái számos kiállítás katalógusban láttok már napvilágot, költészeti vonatkozású kiadványokhoz készült illusztráció jelentek meg különböző kötetekben, és köztéri munkái is vannak, valamint múzeumi gyűjteményekben szereplő alkotásai. Are piese în colecții muzeale și în lucrări publice. She has basic pieces in museum collections. Aceste ilustrații expuse aici sunt lucrări grafice realizate în tehnica monotipie, tuș, pastel și teracotă patinată. The works that are here in the exhibitions are made in monotype ink, pastel, charcoal and terracotta. Ezek a munkák, amik itt láthatók, tusrajzok, pasztelrajzok, monotipiák és terracotta plastikák. Unele dintre ele au fost deja cuprinse în volume publicate. Some of them were already in published volumes. Egyesek ezek közül már kiadványokban is szerepelnek illusztrációként. Poeții la care sunt dedicate aceste lucrări sunt Odi Andra. The poets that these works are dedicated to are Odi Andra. Reményik Sándor, Demeter Zsolt, Simon Fi József. Ezek a akiket felsoroltam, ezek azok a költők, akik verseihez készültek az illusztrációk, majd el lehet olvasni, hogy melyek azok a versek. Szóval Kutyácsiki, Kárszín Poéziller, a Kárszín realizatás ezt illusztráció. It can be read the poems that these illustrations are made for.
are tehnici, cum am spus, diferite. De exemplu, se poate observa finețea desenului în tuș. You can see the, how fine is the design in tuș. Ink. Ink on paper. This is a line-based expressivity. Ez egy a tusrajzok vonalcentrikus alkotások, az első csoport, a plastikákon innen. Următoarea grupă de tehnică este monotipia. The next technique is the monotipi. Și pastelul, care iarăși are o altă expresivitate. And the pastel who have a different expression. És azt érdemes még megfigyelni, hogy azok a nyomatok is szintén monotipiák, vagy kolográfiák, nem? Monotipiaikán, azok szintén szilágysági ihletésű, mármint származású költő versenyhez készültek, azok a Simon Fi József illusztrációk. A celelalte lucrări sunt monotipi, la fel ca celelalte din spatele nostru, sunt făcute la poeziile unui poet din satul mare, dar el este de origine sălăjană, Simon Fi József. Those paintings over there are made through the monotipi techniques and they are made to illustrate a poet from satul mare, but he is born in Sălaj, Simon Fi József. Mai are o relevanță sacrală această expoziție, de o actualitate cotidiană chiar aproape, fiind vorba și despre o suită de lucrări ce evocă Paștele, de exemplu. There are also a few sacred paintings because some of them evoke the Easter. Van egy aktuális, szakrális vonatkozás és a kiállítás egyik szegmensének, mert a húsvét témát is megidézi a pasztel sorozat. Hát, da. Trebuie conspectat și Siriul dânsei. Are o activitate foarte bogată, expoziții personale și expoziții de grup în țară și în străinătate. She has a very rich activity, exhibitions of personal exhibitions and a group in the country and other countries. Érdemes megnézni az életrajzát Adorján Ilonának, egy nagyon gazdag egyéni kerítésokból és csoportos kerítésokból álló szakmai életrajz olvasható. Különböző díjakban is részesült, művészegyesületeknek is tagja. Köztéri alkotásairól is kerámia és templom mennyezet festmény témában készült alkotásai is vannak. Arios Vita de Expozíció de Ukrajin Bronz, și Casete de Biserici Pictate. She also has a few works in bronze and painting cassettes. A participat în expozițiile de artă începând din 1976. She exhibited starting 1976. A absolvit Academia Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca. She graduated Ion Andreescu Academy of Art from Cluj-Napoca. Și înainte de aceasta a fost absolvent al Liceului de Artă din Târgu Mureș. And before Art High School from Târgu Mureș. Ilonának a szakmai munkásság 1976-ban kezdődött el, azóta is számos kiállításon vesz részt. Ő a Kolozsvári Ion Andreescu Művészeti Egyetem kerámia üveg fém szakán végzett. Annak idején ilyen irányú munkássága is van, viszont mi
javarészt mi grafikusként és festőként ismertük idáig az igazi közönség. Azt mondom még el, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban készült fel az egyetem előtt, ami akkor elvileg erősebb művészeti képzője volt. Mondtam én fogom. Thank you very much. În ultima parte a întâlnirii de astăzi o să invit pe poeții din antologii să citească. Evident că nu vom putea citi cu toții astăzi. In the last part of our meeting, I will invite the poets in the two anthologies to read something. Obviously, we will not all be able to read today. Cu siguranță până vineri, când se va termina festivalul, vom reuși cu toții să citim de cât mai multe ori. But certainly by Friday, when is the end of the festival, everybody will be able to a few times. Most néhányan fogunk tudni csak felolvasni a saját verseimből, de hát péntekig mindnyájunkra sor fog kerülni. Bun, începem cu ediția internațională antologiei. We're starting with the international edition of the anthology. Și rog pe poeții pe care îi am menționat să citească poemul din antologie. And I want to ask the poets that I will mention to read the poem in the book. Dacă doresc, pot să fac acest lucru în limba maternă. If they want, they can do that in their mother tongue. Most pedig azt következik, hogy akiket felszólítunk, ők a saját anyanyelvükön fogják felolvasni azt a versüket, ami bekerült az antológiába. Bună, invităm mai întâi pe doamna Sania Bakovic. Mrs. Sania Bakovic. The bus to Trnava. All the gypsy women are pregnant on the bus to Trnava. Life always nestles where there's the least fear. All the gypsy women are pregnant on the bus to Trnava. Other women talk about the thickening of the artery wall, about illness, while men keep silent. Latin. In noisy times, silence is beautiful. Like the F and S, in the forests, in the fists, in the fears. No one speaks Croatian on the bus to Trnava. But pain has the gift of speaking every language, so we understand each other well. The bus to Trnava rattles east. The east leads east. After the east, there's no east. Life always nestles where there's the least fear, and it blooms and turns its wheel through the magma of sheen and mud. Let it, let it, let the bus ride, let it not stop, until Kamchatka, until the end and more. The words will no longer matter. Once, no one will speak Croatian, and no one will speak of illness. Illnesses. Only silence, only sheen. Balázs F. Attila következik. Bine, sigur. Așadar, în continuare, Stefano Dono. Space, work code and data interlace. There lies a real appropriation, where artificial intelligence takes its station. As a journey through this digital land, I see the
as work, hand in hand. Their algorithms and programs, supersize, their action fast, their tools, cultures. But as I delve deeper into this domain, I sense a power beyond human realm, a force that guides and shapes the same, a divine intelligence unseen. He speaks to me in a voice divine, of knowledge, wisdom, and desire, and tell me of the future to come, of a world where man and machine are one. And I listen to its words with a filled with a sense of egg for its realm of pertinition. I have found the source of all creation. A force beyond our understanding, a power beyond our commanding, a divine presence, was a grant that leads us to higher land. So let us embrace this activity light and let it guide the truth the night for its wisdom and its might. We will find our path to divine. Thank you. Vou continuar o Filipe Thomas. Álló hullámok vagyunk. Olga Tokarcsuk könyvével bújok a kádba, s hogy belemerülök, összevizeződik egy novella. De vajon miért én annál nyitottam ki, melyben egy író és egy asszony szerepel? Mekkorát üt ez a könyv, Istenem? Magyarok miért nem írnak ilyet? Mintha pálcával sugítanának rám egy csöndes pillanatban, ne csak nekem fájjon. Most már muszáj kölcsönadnom neki. És megkapja tényleg, keze érinteni fogja, talán asztalnál ülve ágyban, vagy kárban ő is, látja, hogy valami történt vele. És ha el is tűnt rostjai közül a víz, a papír hullámos maradt. Álló hullámok vagyunk mi is. De mindaddig ne is gondoljunk a fizikára, amíg a testünk képes biológiát játszani. Köszönöm. Halvas Sándor. Scrum. Minden reggel kívánja a lövészárokban és beszámolni az előző napról. Agrésen és szemfelelő eljutni A-ból B-be, bement a csend és a tisztesség legutolsó bástyáítés. Lesebben az összes padlást, amíg a mesterséges intelligencia helyettünk dolgozik. Minden napi háborunkat ad meg nekünk ma, 56. Hazudik az újság, az író, a közszereplő, a tévében mondó, az időjárás, a világszervezet. Te is hazudsz, és én sem mondok mindig igazat. Szeretünk így élni. A lehető világok megjobbik a end of business. Desenec tute. Mă vizitează bătrâneția în haine ponosite. Fără să bată, intră la mine în piept, răscolind, răscolind, răscolind arterele mele repele. Dezamăgită găsește doar versuri nescrise. La plecare îmi spune din prag, fii liniștit. Moartea nu o să te doară mai mult decât viața. Mulțumesc! În continuare, Gary Lewis. Words. In the old language of my people, there is no word for bullet. Instead,
there is the word meaning the color of fresh grass growing. In the old language of my people, there is no word for tank. Instead, there is the word meaning person who grows orchards. In the old language, there is no word for bomb. There is a fine word for the love of sisters. In that old tongue of my people, there is no word for shrapnel. Instead is the phrase meaning a person collecting swarms of bees. In that graceful language, the word for my children is the exact same as the word for your children. My mother, the same as yours. Though in that old language there were words for guilty and for crime, there were also many words for innocence and one word for truth-telling. Above all, in that old language, there is the word for peace. Until the new words are forgotten, peace is the word I will use every day. Until the world learns that old language, every day, louder and stronger, peace. Los cetáceos se suicidan en las islas. Nadie puede apartarlos de la muerte. Pescadores que se hacen a la mar intentan volverlas a las aguas, pero las ballenas, sordas de candor, renuncian al azul, al trueno de las olas. Yo no sé qué canto de sirena entona en Galápagos, la boca del abismo. Yo solo sé que finos de mudez se lanzan a la costa los cetáceos. Parece que buscan en las conchas ese modo de dormir profundamente que en el lecho marino es imposible. ¿Será que ansían eternizarse al sol, tomar el soplo de los pájaros que vuelan el ámbito del trópico? No sé si buscan el sueño esas letras dóciles. Yo solo sé que renuncian a la clara redondez de un mundo de hipocampos y sargazos. Que la luna es implacable y que la muerte sale algas y gritos marineros. Que traten de sacarlas a bordo, pero a la muerte elegida es dulce y triste y se escucha lejos el viento entre los árboles. Y todo queda quieto en las arenas, como si no tronchara el horizonte esa mujer tierna y sin estruendo que regresa a quebrar la línea azul con su muerte callada, acusadora. Mögöttem két végállomás. Tagadtalak. Ne vegyed zokon. Most holtakkal imádkozom. Kicsi szobámnak szegletén. Nehéz fejük a földre hull. Megcsorgult deke vagyok. Fagyott a föld atyám, az élet. Nem hasít már úgy belém, mint régebben reméltem. Elakad, ántja, túrja kinyát. Karjaimban örök zsibadás. De imádkozom, térdemen halottak, mögöttem két végállomás. Köszönöm. Mesélj a sín. Seven gates of poetry.
looking outside, he watches the inside. Janus is the god of poetry. I wrote all these poems to hear myself in such noise. When you shout, the poem does not fear. So distant you are. Where else can I put you but in a poem? A word might have killed someone now, like poison spread on the soul. The uprising starts from the lips. I was going to write, the page caught fire. Üdítsetek almába, erősítsetek borral, mert betege vagyok a szerelemnek, jöjjük én gyönyörű, a fejem megrakódott az éjszaka harmatjában, nem akarok meghalni. Nem teltem az öleléseddel, nem teltem be még, ezért félek szerelmem, még sincs olyan szerelem, mi erősebb a halálnál. Róluk ugat a sakál. A sakárgatás erősebb a halálnál, nincs semmi szerelmem szorosabb a félelemnél, ezért sem tudok betelni az öleléseddel, nem akarok elmenni az éjjel harmatjával. Jöjj meg, betege vagyok a szerelemnek, fejem megrakódott a kívánásoddal, addig erősítem magam almával, üdítő borral. Köszönöm. Din antologia poeților sălășeni, o să invit pe poeții prezenți să citească poemul din antologie, în ordine dintre cei care sunt prezenți, evident, Simone Gheorghi. Aljasan idomító, kicsapott és nyomorú tükrében. A hétköznapi csodákhoz oly szükséges aum, a felszabadulás pillanatát kétszeretbe száműzve, rád leselkedik töltők szemlélincsében. And in English, stay away from my circles. No doubt, above all, they could break by facing the abject, dumbing down and confusing commercials, which so perversely show a hunger reward in the mirrors. The home that you crave to swiftly accomplish your daily wonders lays like an outcast chained in the eyes, hidden in the imagination of poets, quietly waiting the moment of liberation. Thank you. Cer scuze că nu am reușit și la această parte să o traducem și în engleză, dar oricum aveți, sper că aveți fiecare antologie, deci unde puteți citi și varianta limba maghiară. Pe culori de fruturi uitate, de ce mai veni din buguri ce încă n-au crescut în primăvară o serie de flori? De ce mai veni în frunzele lor au înverzit searba în de atâta ori. Nu mai veni unde jocuri de zâmbet plutesc, nici o petală cu parfum nu mai găsesc. Cum să mai vii în culori de fluturitate? M-au părăsit și vise, și gânduri, și toate. Mai lor clipsit de astingheră, vaza cea spartă și sufletul umbră pasăre moarte. Thank you.
Liliana tăteau pe ușa. Știu că poezia înseamnă și muzică. I know that poetry also means music. Și cum gândul meu este fără muzică. And as my throat is without music today, mă angajez câtă vreme nu pot vorbi să scriu mai mult. I promise as long as I cannot speak to write more. Mulțumesc. Thank you. Mai întâi, suntem mulțumiți și sunt mulțumit mai ales că vedeți soarele și din Zalău. I'm very content that especially that you can see the sun from Zalău too. Vă voi citi câteva haicuri. We'll read a few haikus. Elegie. Frunza pe apă trece sicriu de raze, prag lin de toamnă. Liniște. Fulgul pictează cu ochii închiși abis. Luminile fug, iar desculțe prin grădini, fluturi salută, crepuscul, mereu auzeam șoapta sevelor din brazi, poeme pusei. Voi mai era pregătită. Am pus și răsărit. Cine să-mi spună cât am dormit și cât am fost trează în anotimpuri de ceață pe care mi le-am prins în folierul cu amintiri despre fericire și speranță? Cine să-mi spună cât am suferit și cât am fost femeie și mamă în anotimpuri de ceață, insinuându-se printre certitudini și confuzii în jumătatea de veac trecut? Cine să-mi spună dacă visez, sau dacă este Eva, iubirea în anotimpurile de lumină înfilipată din an, să mă învețe cum se împlinește menirea în timpul rămas? Doar tu îmi poți spune în taină, dacă am fost trează în anotimpuri de ceață, când speranța și visurile se disipaseră, și deznădejdea stăpânea peste lungi. Doar tu îmi spui că sunt femeia și mama, sunt femeia și mama din vis, că timpul rămas este numai al nostru și doar al nostru, că nimeni și nimic nu ne mai poate pustii echilibru. Repetă-mi, iubite, povestea câmpiei unde s-a născut iubirea dintre apus și răsărit. Dați-mi voie să citesc poemul său din această antologie. Și Corina o să rog să citească în engleză acest poem, după ce îl citesc oameni.
Because our great poets from here, from Szalasz, Viorel, Mureșan, could not be here today, please allow me to read his poem from the anthology. Először Viorel Mureșan, versetet fogom olvasni. Poemul se numește Casa Galbenă. Yellow House. Vincent a ieșit astăzi în zori pe o colină preșubă să-și ia în stăpânire lanul de grâu. Precum într-un cuib de sturz cântător mai încălzea razele stelelor cu tremurul mâinilor. Mergea cu picioarele goale ca un moșneguț de la țară prin colbul încă umed de rouă și păsările deasupra lui lăsau găinați. Loveau cu floarea soarelui neagră într-un meninge spart. El înainta săpând grope adânci cu luminițele ochilor în dealul cu creastă golașă, unde l-am și găsit adormit peste câteva ceasuri, cu creierul acoperit de furnici. Soarele înnecat într-un lac de vopsele își mai mișca o aripă. Viorel Mureșan va fi prezent miercuri la întâlnirea pe care o să avem la filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această primă parte a întâlnirii noastre. Viorel Mureșan will be here with us this week on Thursday. Thank you everyone for the presence of this first part of our festival. Köszönjük mindjártoknak a jelenlétet az első napon. Dacă dintre poeții prezenți îl văd și pe domnul Shimov, vrea totuși să ne recite un poem. If Mr. Shimov wants to read a poem, I invite him. Mulțumesc! Da. Pavel Băușan o să citește locul soției, mă gândesc. He will read for instead of his wife who couldn't speak. Suntem pe același gând. Să cânt astăzi mai puțin, am să încerc să recit totuși. Să găsesc. Poezia se intitulează Fata copacilor fără penele. Stăpână sunt pădurile mele, de-o veșnicie mă petrec în ele, și seva lor se varsă în seva mea, și totuși mi-e frică de vremea când o să-mi număr ani în inele. Precum copacii. Veghează alături macii în somn de grâne coapte și de-n fac cupă setea, izvorul e aproape. Și căprioarea leargă mereu spre început, necunoscând durerea pe unui iet pierdut. Și păsările mele nu știu străinul zbor, în aripile grele am dus și iarna lor. Să-i las pădurii cântul nerisipit, curat, și iarnă după iarnă, de ieri m-am încărcat. Și-mi simțeam fierbinte zăpada între ploape, chemând cu mâna întinsă o ciută mai aproape. De emoțiile nu mă părăsesc. Mulțumim! Acestea fiind zise, că e în prima parte a festivalului nostru, vă așteptăm la toate momentele
până inclusiv vineri. We're ending here our first part of the festival. We're waiting for your every moment of the festival, including Friday. Most ideas that we come my program on the one to have a flat as you know, for Christ, in your possible. Thank you.